ce să auzi, cuvintele mele. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin. Noi în dimineața aceasta suntem în casa olarului. Sunt cuvintele pe care Dumnezeu le-a adresat prorocului Ieremia. Dumnezeu vrea să-i dea o lecție lui Ieremia pentru el și pentru poporul Israel. Și noi în dimineața aceasta suntem în casa olarului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să realizăm că aici este casa Lui. Sunt câteva lucruri care cuvântul Domnului ne-a învățat și care vrea să ne învețe depinde de noi. Depinde de noi. Noi cei mai în vârstă am trecut pe la școală și am învățat să unii să trecem clasa. Doar am învățat să trecem clasa. Alții au învățat să ia premiu. Alții au învățat mai bine să fie cei din tâi. Și după cum am învățat, așa am și ajuns. Unii au făcut facultate, au învățat mai bine. S-ar putea să venim de multă vreme în casa olarului și să nu fi învățat lecția. S-ar putea să ni se predea multe lecții repetate. Și există o alergare și în America și în România, toți alergă după ceva nou. Toți vrem ceva nou. Ceva nou, ceva nou. Am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne însușim lecția. -ne, Pentru că în primul și în primul rând, în casa olarului, Ieremia a văzut pe olar. Și aici, în casa lui Dumnezeu, este prezent marele olar. Și s-ar putea de multe ori să stăm plictisiți în casa olarului. Să nu fim atenți la lecție. Să nu fim atenți să ne însușim ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Câteodată luăm așa cuvântul la suprafață. Câteodată vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și am auzit lucrul acesta, am mai auzit din asta. Lucrări de suprafață. Lucrări în mod general. Cu un timp în urmă undeva în părțile Bucovinei, la un cer de rugăciune, spunea Duhul Domnului, am vorbit mult poporului meu. Și exact așa spunea Duhul Domnului. Și unii au ajuns să spună, am mai auzit din astea. Lucrări date în mod general. Și știți ce a zis Duhul Domnului? Vorbesc poporului meu. De multe ori ascultă poporule. Și mă uit la fiecare din popor ce își însușește fiecare. În dimineața asta Domnul ne-a predat câteva lecții la ora de rugăciune, ne-a pregat la timpul de evangelizare o lecție. Întrebarea este ce ne-am însușit fiecare. Ni s-a părut plictisitoare, ni s-a părut că am mai auzit-o, ni s-a părut interesantă, ni s-a părut benefică. Noi știm toate lucrurile, noi știm că suntem creația lui Dumnezeu. Și ne-a făcut Dumnezeu într-un chip minunat? Surorilor, sunteți creația lui Dumnezeu? Atunci de ce vrem să o schimbăm? Dacă suntem creația lui Dumnezeu, de ce umblăm la ea să o schimbăm? Spunea fratele Sandu că omul este o lucrare neterminată. Cosmetica din ziua de azi vrea să termine ceva ce ei face fals, nu o copie frumoasă, o copie bună, o copie după adevăr. O copie falsă. Frați, care suntem în casa Domnului? Suntem o făptură atât de minunată? De ce umblăm noi și să ne potrivim cu chipul veacului și nu ne potrivim cu chipul Domnului? Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne însușim lecția. Mi-aduc aminte eram elev în clasa 10-a cu 36-7 ani în urmă. Și aveam o profesoare de filozofie care prima dată când venea la oră, avea o problemă cu pocăiți. Avea o problemă cu sectanții, așa le spunea Și prima dată, după ce făcea prezența, se lua de sectanți. Avea ei obiceiul ei. Pe atunci nu eram așa pocăit, cum sunt mulți tineri prin casa Domnului. Prezenți la adunare, mai auzim o predică, mai auzim un cuvânt al Domnului, mai cântăm poate în cor, dar nu prea suntem așa pocăiți în afară. Și mă râcâia faptul că femeia asta de fiecare dată se lua de pocăiți. Eram zece pocăiți în clasă. Și la un moment dat n-am mai rezistat. Și când ea a început să spună lecția ei că noi suntem creați din maimuță, că noi am evoluat, Aduc aminte că am avut așa un drăzneală, cred că o venit de la Domnul. Și am zis, Doamna profesoră, dacă dumneavoastră se mânați cu maimuța și aveți neamuri printre maimuțe, e treaba dumneavoastră, pe mine m-a creat Dumnezeu. Frați și surori, câteodată, câteodată învățăm lecția în adunare, dar examenul nu e în adunare. Examenul este afară. Examenul este la școală, Examenul este la locul de muncă. Examenul este pe autobuz. Examenul este la un magazin. Și câteodată cădem la examen. Și nu avem curaj să spunem că noi suntem creația lui Dumnezeu. Nu avem curaj să spunem că noi suntem răscumpărații Domnului. Nu avem curaj să spunem că noi suntem vase care a lucrat și lucrează marele olar la ele. Câteodată, cum se amintea aici la timpul de rugăciune, suntem ca ceilalți oameni. Aș vrea să vă aduc aminte, în ziua aceasta suntem în Casa Olarului. Și aici este prezent Marele Olar. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Că el este Marele Olar. În Casa lui Dumnezeu, Ieremia a văzut ceva. Abilitatea Olarului de a face un vas. Spune aici cuvântul Domnului. Când m-am coborât în Casa Olarului. Iată că El lucra pe roată. Ce ziceți? Are Dumnezeu abilitate să lucreze în viața noastră? Poate Dumnezeu să lucreze în viața fiecărui om? Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Și tineri și în vârstă. Și aș vrea să, să repet, eu cred că aici am spus, Dumnezeu are metode să lucreze în viața noastră. Și El vrea să lucreze în bunătate. Am vrea să vedem, când venim în casa Domnului, că Dumnezeu este prezent și El are abilitate să lucreze. Are abilitate să-ți audă rugăciunea. Are abilitate să schimbe starea inimii tale. Are abilitatea să dea vindecare. Are abilitatea să dea iertare. Are abilitatea, când tu spui că nu mai poți, să-ți dea putere să înaintezi. Să-L vedem pe Dumnezeu că are abilitate. Și dacă îl vedem pe Dumnezeu că are abilitate, ne rugăm altfel. Ne rugăm altfel. Venim cu mulțumire. De multe ori nu avem noi rugăciunea asta. Doamne, dacă poți. Suntem ca acel om care a venit la Domnul și a zis, Doamne, dacă poți, fă ceva pentru copilul meu. Să ne ajute Dumnezeu să fim ca acel lepros care a zis, Doamne, dacă vrei. El are abilitate să lucreze, frași și surori ceea ce nu știm, nu știm dacă vrea, când vrea. Trăim în vremea aceasta când de un an și jumătate oamenii sunt terorizați. Oamenii umblă cu frică, oamenii sunt frământați, se întreabă când se va termina. Au întâlnit oameni care au zis, unde-i Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? De ce nu se termină vremea asta? Dumnezeu are abilitate să spună până aici. Dumnezeu are abilitate să aducă alte vremuri. Dar Dumnezeu este Cel ce lucrează după voia sa. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne încredem că Dumnezeu are abilitate să lucreze în viața noastră. Nu oricine poate să lucreze lutul, nu oricine. Trebuie să ai anumite cunoștințe și am vrea ca Dumnezeu să ne ajute să mai vedem un alt lucru. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. El stăpânește peste pământ. Nu stăpânesc nici americanii, nici Uniunea Europeană. Dumnezeu îi îngăduie să facă ei unele lucruri, știți până când? Până când El va spune, eu sunt stăpân. Dar ca să fie Dumnezeu stăpân în viața noastră, este datoria noastră să acceptăm suzăverenitatea Lui. Spune aici cuvântul Domnului, vasul pe care o făcea n-a izbutit. Cum se întâmplă cu lutul în la olarului, atunci el a făcut un alt vas cum i-a plăcut lui să-l facă De ce nu izbutește Dumnezeu să lucreze în viața noastră? De ce mamă, copiii tăi care ai trimis poate bilet și care sunt aici copiii tăi nu vin la adunare? Este Dumnezeu neputincios? Dumnezeu nu este neputincios, el este suveran. Dar Dumnezeu lucrează în bunătate. Dumnezeu nu forțează. Dumnezeu nu forțează pe om. Dumnezeu nu este un om ca, ca satana care dă buzna. Dumnezeu lucrează în bunătate. Pentru mine, eu am mai spus lucrul acesta, Dumnezeu nu m-a forțat. Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu a căutat să mă prelucreze. Și Dumnezeu de multe ori caută să ne prelucreze în bunătate, prin predici, prin sfaturi, prin lucrări, prin cuvinte care ni le pune la dispoziție să ni le însușim. Să ne ajute, bunul Dumnezeu, să putem să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Ieremia, în Casa Olarului, a văzut identitatea lui. El e Olarul și o parte, cealaltă, a văzut Lutul. Noi de multe ori uităm că El este Olarul. Și ne credem noi că suntem Olari. Noi uităm că suntem Lutul. Și de multe ori punem întrebări. De multe ori cârtim, de multe ori aducem înaintea lui Dumnezeu nu mulțumire, ci nemulțumire. De ce lucrează Dumnezeu așa? De ce se bovește Dumnezeu? De ce se întâmplă așa? Am vrea ca în ziua aceasta să putem să vedem clar, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este olarul. Și lutul nu poate să întrebe de ce face așa. Lutul nu poate să comenteze. Lutul doar acceptă modelarea. Pentru că ceea ce a văzut Ieremia au văzut lutul și procesul pe care olarul îl făcea acolo. Când eram mic, mi-aduc aminte că mergeam la bunica, la țară, și bunica ne trimitea să luăm lut. Nu lua lut de oriunde. Erau anumite locuri unde se putea lua lutul. Și lua bunica lut, aduceam lutul la bunica în curte, alegea bunica printre lut acolo, dădea de la o parte impuritățile și aducea bunica baligă, ăștia, să știe cuvântul ăsta că nu sunt în America, și ne punea să amestecăm baliga cu lutul, cu apă, și călcam în picioare, și îl frământam. După aia bunica spunea că ne va da ceva bun de mâncare și ne arăta, uite aici, bucătăria de vară, trebuie să luați lutul ăsta, și cu mâna să ungeți peretele, să-l întindeți frumos, să-l fețuiți, cum sunea. Este un proces care este făcut atunci când un olar, un olar lucrează cu luturi. Și Dumnezeu de multe ori se uită în viața noastră și ne vede ce fel de lut suntem. Câteodată părem frumoși. Părem atât de frumoși în casa Domnului. Câteodată nici în casa Domnului nu suntem un lut care poate fi ușor modelat. Avem impurități, avem pretenții, avem păreri, avem euul nostru, avem firea noastră care nu e răstignită. Și de multe ori ne împotrivim modelării. Se împotrivesc copiii modelării pe care Dumnezeu vrea să o facă prin părinți. Și de multe ori spuneam tinerilor și -o spun și în ziua aceasta aici, Știți, dragi tineri, când o să vedeți ce înseamnă să nasculți de părinți? Când o să ajungeți și voi părinți la rândul vostru. Când ajungeți părinți la rândul vostru, o să vină toate amintirile neascultărilor. Toate amintirile a durerilor provocate părinților. Toate întristările care le-am făcut părinților. Alea-ți vin în minte. Știți de ce? Pentru că s-ar putea, cum spune vorba românească, cum faci, așa ți se fac. Cum faci, așa să se va face. Dacă ești o fată neascultătoare de părinți, ești în același timp neascultătoare de Dumnezeu. Că nu se poate să asculți de Dumnezeu și să nu asculți de părinți. Și nu se poate să asculți de niște părinți temători de Dumnezeu, că sunt și părinți care învață copiii diferit față de un părinte care e temător de Dumnezeu. Și nu se poate să fie ascultător de părinți care se tem de Dumnezeu și să nu fie ascultător de Dumnezeu. De aceea, în ziua aceasta, am fost prezenți în Casa Olarului. Și noi am fost Lutul. Și Dumnezeu, la primul îndemn de la rugăciune, ne-a modelat pe unii, la al doilea îndemn ne-a modelat pe alții. Dumnezeu, prin cuvântul pe care l-a dat prin Duhul Sfânt, ne-a modelat pe toți, a vrut să ne modeleze pe toți. Dumnezeu, prin cuvântul predicii care a fost rostite, a vrut să lucreze și vrea să lucreze în viața noastră? Acum problema nu e la olar. Că olarul are în plan, în mintea lui, are forma vasului care vrea să-l facă. Problema este la lut. Problema este că lutul inimii noastre este de multe ori zgrunțuros, cu impurități și nu se lasă curățat și nu se lasă modelat. Eu aș vrea ca în ziua aceasta să ne ajute, bunul Dumnezeu, să nu fim oamenii care frânăm. Câteodată spunea cineva că o vor să l -a, cineva o apela să-l ajute, să împingă mașina. Și odată au o fost bine când au o împins-o puțin la vale, după aia au fost ușor când au o împins-o puțin pe un drum drept, care avea de împins puțin. Dar la un moment dat au venit vin, așa ca o pantă mai mică, un deluț mai mic. Și i s-a părut tare greu și el împingea. Și când în sfârșit a ajuns unde trebuia dusă mașina, l-au întrebat la cum a fost, a zis, tare greu a fost. Mai ales când am început să urcăm panta asta. Și cel care a fost la volan, că el dirija acolo, a zis, da, că eu am stat cu piciorul pe frână. A zis da, cum mai stat cu piciorul pe frână? Mi-a fost frică să nu scap mașina la vale. Cam așa suntem noi câteodată punem noi frână. Și când ar trebui să punem frână, să punem frâu gurii noastre, să punem frână pornirilor noastre păcătoase, atunci nu punem frână. Atunci dăm liber firii noastre să se manifeste. Și în adunare, și în afara adunării. Și când ar trebui să punem frână, nu punem. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu în ziua asta să ne lăsăm modelați de Domnul. Aici este prezent mare olar. Dacă nu-ți place cum vrea să te modeleze și nu-mi place cum vrea să mă modeleze Dumnezeu aici în casa Domnului, în bunătate, prin sfaturi, prin cântări, prin cuvântul Evangheliei, prin cuvântul dat prin Duhul Sfânt, prin sfaturile celor care sunt în vreundea poporului, prin sfaturile părinților, dacă nu ne place aceste sfaturi, Dumnezeu are alte metode. Și spune aici cuvântul Domnului, nu pot eu să fac cu voi caularul acesta? Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă. Apoi el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă. Iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea acasă la Israel. Și ce am vrut să spun, am pierdut versetul și gândul, dar am vrut să spun, câteodată olarul ar putea arunca lutul. Ar putea arunca lutul și spune, de lutul ăsta nu mai am nevoie. Eu am fost la margine și am văzut o dată, o singură dată am avut prilejul să văd cum lucrau mai mulți acolo pe roată și la un moment dat am văzut pe unul care a luat vasul care era aproape, aproape gata. Și la un moment dat s-au făcut moale și și-au pierdut forma. Și-au luat lutul și l-au aruncat deoparte și-au luat alt lut. Și Dumnezeu ar putea să facă cu noi la fel. Și Dumnezeu ar putea să spună atâția ani am lucrat la omul acesta. Atât ani l-am sfătuit, atât ani l-am așteptat. Și să spună Dumnezeu la un moment dat, nu mai pot să fac nimic pentru el. Aș vrea ca în ziua aceasta să ne ajute Dumnezeu să facem voia Lui. Pentru că în casa olarului era roata olarului. Și n-aș vrea nimeni să fie pe roata olarului. Pe roata olarului e greu de stat. Rata olarului poate să însemne cancer, Rata olarului poate să însemne privare de libertate. Rata olarului înseamnă, poate să însemne lipsuri. Rata olarului poate să însemne multe alte lucruri care Dumnezeu le-ar putea îngădui în viața noastră. De aceea aș vrea mai mult decât aș putea eu să spun sau decât au putut să spună frață prin îndemnurile care s-au fost date și prin cuvântul Domnului vorbit. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să luăm aminte. S-ar putea Dumnezeu care a vorbit mult și anul trecut și anul acesta, să mai aștepte un timp pentru românii din România, pentru cei din Europa, pentru cei din America. Și să spună Dumnezeu, le-am dat posibilitate, le-am dat libertate, i-am binecuvântat. Și ei mi-au întors spatele. Sunt un lut care mereu, mereu este greu de lucrat cu el. Care nu se lasă curățit, care nu se lasă prelucrat. Cum este vasul tău, cum este lutul tău în ziua aceasta? Să ne ajute Dumnezeu în ziua aceasta să ne însușim cuvântul Domnului. Așa cum Domnul a vorbit, o întrebare pentru toți cei prezenți aici și o cunoștință rămasă mai departe: cuvântul Domnului valabil și pentru tineri. Să nu creadă tinerii că ei sunt scutiți. Fete care vă vedeți frumoase și vă uitați în oglindă și vă place să vă purtați, cum se amintea aici, ca fetele neamului în care. Trăim și suntem străini și călători. Băieți, care poate merge și faceți exerciții la sală, la fitness, și vă vedeți mușchilos, se prinde viață. Aș vrea să vă spun că anul 2021 încă mai este din el. Și în anul 2021, Dumnezeu la începutul anului a spus un lucru, va fi anul în care va intra și în poporul tânăr. Și pe mulți îi va chema acasă. Exemple au fost poate și în cluj. Noi am avut în biserica noastră un tânăr de 24 de ani și în alte locuri, și în alte locuri, și în alte locuri. Un semnal de alarmă, care Dumnezeu l-a repetat în timp de-a lungul anului și în Europa, și în România, și în Statele Unite. Un semnal de alarmă peste care se trece atât de ușor că ne place să venim în casa olarului, să vedem ce face Dumnezeu cu alții, dar nu noi. Să auzim ce spune Dumnezeu, dar să dăm la alții, dar nu nouă. Să plecăm din casa olarului și să uităm că el nu este doar în casa olarului, în adunare. El este prezent pretutinde. Dumnezeu vede toate lucrurile. Un semnal de alarmă dimineața aceasta. Dacă ți-ar da Dumnezeu tânărele sau tânere, frate sau sora, o zi, ai crede cuvântul Domnului. Dacă Domnul ar veni aici și-o vorbi Domnul și dacă Domnul ar trimite un înger sau un proroc ca Isaia, că noi ne uităm la numele omului, dacă e cunoscut, dacă e vestit și ar trimite Dumnezeu și-o spus Duhul Domnului, dacă ți-aș da o zi, ce ai face? Tu ești în casa olarului, este ziua când Dumnezeu vrea să-ți lucreze vasul. Este ziua când Dumnezeu vrea să dea o formă care să fie plăcută. Vom pleca de aici. Și poate eu mă spun, e, nu a fost nimic, a fost așa. Am mai auzit. Aș vrea să vă spun, luați cuvântul Domnului, care Domnul a vorbit. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Noi suntem răscumpărații Domnului. Ce ai face dacă ți-ar da Domnul o zi? Ai cârti? ai murmura? Te-ai îngrozi. Te-ai pregăti, Ai fi mulțumit? Ai fi plin de bucurie? Sau, hai să să vezi, se întâmplă? Aia nu se întâmplă nimic. Dar dacă ne-ar da Domnul o mie de zile, comparația aceasta de la 1 la o mie, noi știm ce spunea fiul Core, mai bine o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte. Dacă Domnul ne-ar da încă o mie de zile și ar spune încă o mie de zile mai ai, ce am face? Ce am rezolvat în viața noastră? Care ar fi prioritățile vieții noastre? Prioritatea noastră ar fi să ne verificăm ce am strâns pentru veșnicii? Aș vrea să vă spun că este multă înșelăciune la ora actuală. Și în America, și în România, și în Europa. Noi credem că strângem multe pentru cer. Credem că dacă venim la adunare, am făcut destul. Credem că dacă ne mai rugăm așa puțin în adunare, am făcut destul. Credem că dacă cântăm o cântare, am făcut destul. Sunt alții care suferă pentru Domnul. Sunt alții care n-au condițiile care le aveți voi aici, la Cluj. Și ei totuși vin cu o altă stare în adunare. Vin cu o altă prezență în adunare. Le este dor de casa Domnului, le este dor de Domnul. Domnul s-a uitat peste viața ta și peste viața mea. Și știi ce a zis Domnul? Rădăcinile tale și rădăcinile mele au început să apară de suprafață. Știți când apar răcinile astea de suprafață? Când începe să ne meargă bine. Când suntem interesați mai mult de firea pământească. Când ne tânguim pe noi înșine și viața care o trăim. Când nu ni se pare că avem destul din ceea ce ni se pare că ni se cuvine sau avem nevoie. În ziua aceasta, fie ca Dumnezeu să dea înțelepciune fiecare să-și verifice rădăcinile. De ce ești legat? De ce sunt legat? Noi știm că suntem străini și călători. Dar Rândul să moară îi a celor de 80 de ani, de 70 de ani. A celor ce sunt bolnavi cu boli, cum le spun oamenii care nu se pot vindeca. Aș vrea să vă spun că Dumnezeu în vremea asta spune poporului său să se pregătească. Și fiecare ar trebui în fiecare zi să avem gândul acesta. Dacă ziua aceasta este ultima mea zi, cum mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu? Ce îi voi spune Domnului? Dacă în ziua aceasta îți va spune calul Ezechia, puneți casa în rânduială, că vei muri și nu vei mai trăi. Cum vom veni înaintea Domnului? Ezechia au, și frații predică frumos, că Ezechia a avut cu ce să meargă înaintea Domnului. Dar am spus, Ezechia a avut cu ce să se ducă înaintea Domnului. Și Domnul când ne a făcut socoteala, i-a mai dat 15 ani. Știți care a fost greșeala lui Ezechia? Greșeala noastră care o facem fiecare dintre noi. Căutăm să-L înduplecăm pe Domnul, căutăm să schimbăm planul Domnului și nu vedem esențialul la ce ne cere Dumnezeu. Știți ce e Dumnezeu? Puneți casa în rânduială. Și Ezechia numai asta nu a făcut. Ezechia numai asta nu a făcut. Nu și-a pus casa, nu și-a pus viața în rânduială. Dovada? Se naște un împărat care este unul din cei mai răi împărați care a avut poporul lui Dumnezeu un împărat care a făcut lucruri grozave. De ce? Pentru că cineva nu și-a pus rânduială în casa lui. În ziua aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne punem rânduială în viața noastră. Atât de ușor trăim vremea când se duc vești dintr-o parte în alta, prin știrile acestea care circulă de pe, pe, pe mesaje și pe mijloacele acestea de, de comunicare. Și se aude din România în America și din America în România lucruri care n-ar trebui să se audă. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să ne verificăm. Pentru că dacă vor veni vremurile, Dumnezeu nu le va mai anunța. Să știți că Dumnezeu nu va mai spune mult mulțimii. Nu se va mai auzi așa vorbește Domnul atât de des. Știți de ce? Pentru că noi ca popor penticostal nu punem preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi nu prețuim această avere care ne-a dat-o Dumnezeu prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Noi nu o prețuim la adevărata valoare. De aceea aș vrea ca în ziua aceasta toți cei botezați cu Duhul Sfânt să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Și să spunem, Doamne, umple ne cu Duhul Sfânt. Amin. Avem posibilitatea 24 din 24 să vorbim cu Dumnezeu. Și noi de multe ori nu ne folosim de acest har. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să acceptăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Și Dumnezeu are niște mesaje are niște mesaje pentru poporul Domnului. Și Dumnezeu ne-a spus în vremea asta, avem posibilitatea să alegem. Așteptăm și nu știm ce se va întâmpla. Mai degrabă se crede ce spun oamenii, decât să credem ce spune Dumnezeu. Și știți ce a spus Dumnezeu? Dumnezeu a spus și repetă să ne încredem în El. Dumnezeu spune să stăm liniștiți. Și de multe ori noi suntem ca poporul Israel. Ne aflăm în fața Mării Roșii și ne uităm în spate. Și ne temem de egipteni. E frumos să cânți o cântare după ce treci Marea Roșie. Dar eu de multe ori am spus o cântare potrivită pe malul nepotrivit. Ar fi frumos să cântăm o cântare de laudă înainte de a trece Marea Roșie, înainte de a veni furtuna, înainte de a veni necazul și să orare să ne ajute Domnul să o facem. Pentru că dacă Israel, eu cred personal așa, dacă Israel începea să cânte o cântare, Dumnezeu îi punea pe fugă pe egipteni. Dar Dumnezeu le-a văzut frica care o vede și în noi. Și Dumnezeu găsește și astăzi un culoar prin marea vieții să ne treacă pe malul celălalt. Dar să știți că plătim un preț. Și am un mesaj pentru cei ce sunt aici și sunteți în străinătate. O zis Duhul Domnului așa pentru cei ce sunt plecați. O Domnului peste unii nu este în țările în care sunteți. Este cuvântul Domnului și îmi fac datorie înaintea lui Dumnezeu. Transmiteți-l mai departe. O zis Domnul așa, scăparea nu-i de a fugi dintr-o țară în alta. Domnul pe unii i-a rânduit să se întoarcă înapoi în România. Aici va fi scăparea lor și a caselor lor. Unii rânduiți de Domnul vor rămâne, dar vor fi o crotiță acolo. Și pentru că Domnul vede starea omului și vede viitorul, cuvântul Domnului a spus poporului să se roage, să ceară fiecare familie lumină, să nu fie sistemul de turmă aplicat. Fugim din Italia în Germania, nu ne place în Germania, fugim în Belgia, nu ne place în Belgia, fugim în Franța, fugim în, fugim în, altă parte, numai, numai sub ocrotirea Domnului nu să nu fim. Mulți cred că o crotire este dacă și pentru mine în America. Este valabil pentru toți. Fiecare să se roage Domnului, să fie sub o crotirea Domnului acolo unde vrea Dumnezeu. Pentru că dacă nu se va înțelege, va fi plătit de unii un preț al nevegherii. Și prețul acela îl va plăti fiecare, el și casa lui. Dar pentru cei ce vor intra în ascultare și vor cere o călăuzire a Domnului, Domnul va deschide drum de biruință. Și cei ce vor asculta de Domnul, vor avea un preț al ascultării. Eu îmi fac datoria înaintea lui Dumnezeu. Și fie ca Dumnezeu să lase înțelepciune. Fie ca Dumnezeu să lase lumină. Fie ca Dumnezeu să facă pe fiecare să înțeleagă și să se întrebe unde mi este ocrotirea. Că s-ar putea și eu să fug din America, poate în România sau în Africa sau în altă parte, și ocrotirea mea să nu fie acolo. Rânduirea ocrotirii pe care o are Dumnezeu, o are pentru fiecare dintre noi. Să dea Dumnezeu lumină. Ori de câte ori suntem în casa lui, în casa olarului. Fiți atenți aici este marele olar. Puneți întrebarea. Îl recunoști sincer pe el? Ești gata să te lași prelucrat? Sau pleci acasă și să spui, a fost o duminică slabă. Ei, nu, nu am auzit ceea ce am vrut eu. Nu e așa cum am crezut eu. Aș vrea să vă spun, că Dumnezeu în casa olarului, marele olar nu greșește niciodată. El nu greșește. O cântare, o poezie, un cuvânt al Evangheliei, un cuvânt venit prin Duhul Sfânt, o cunoștință, este benefică pentru cei ce i-au aminte. Pentru cei ce nu bagă de seamă, va veni o zi când fiecare va plăti un preț al neascultării. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm înșelați și Dumnezeu să ne dea putere să ne lăsăm prelucrați de cuvântul Domnului. Cel mai mare păcat care se comite în poporul Domnului la ora știți care este? Păcatul împotriva creației. Fratele Sandu a vorbit aici. S-a amintit din psalmul 139. Atenție și surori și frați. Păcatul împotriva creației. Nemulțumit de cum m-a creat Dumnezeu. Nemulțumit de cum arăt. Ne-am Nemulțumit de faptul că oglinda îmi arată starea cu care m-a creat Dumnezeu, înfățișarea, și cau să schimb la înfățișarea aia. Nu se are în vedere fața omului înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu se are în vedere inima omului. Să ne ajute Dumnezeu să avem o inimă sinceră. Și ca să nu uit, înainte de a încheia pentru fratele care s-a rugat, vreau să spun de aici, am vrut să-i spun personal, Duhul Domnului mi-a zis să spun de aici, nu știu dacă îl voi mai prinde. Se vedea înaintea acestui frate o furtună, o furtună care se va forma. Și Domnul spunea așa, verifică barca ta să stea toți în barcă. Era undeva în spate, cred că dumneavoastră v-ați rugat. O zi Domnul verifică barca ta în fiecare zi, toți să fie în barcă. Asta înseamnă în fiecare zi, cheamă numele Domnului peste tine și casa ta. Și a zis, Domnul, când vei vedea că se va forma furtuna, nu căuta să o colești. Nu căuta metode de scăpare, să o colești pe stânga sau pe dreapta. Spunea Domnul, încrede-te în mine, eu îți voi conduce barca să treci prin furtună. Se vedea din partea Domnului dacă vei ocoli pe stânga sau pe dreapta. Se arăta cum partea din fața furtunii părea așa mică, dar prin Duhul se vedea că furtuna se lățea și pe o parte și pe alta, orice altă metodă, orice altă căutare de scăpare te va duce în plină furtună. Dar statornicia în încrederea în Domnul, Domnul trecea prin furtună în scurtă perioadă și cu biruință. Dumnezeu să dea putere. Și totodată în ceea ce Domnul a spus pentru popor. A spus că unii se încred și încrederea lor și legarea inimilor este de pământ. Și Domnul și aici, Biserica de pe Albini, va arăta unora că sunt trecători. Dar Domnul vrea să aducă aminte și celor tineri și celor în vârstă că suntem străini și călători. Și ce este important, nu ce aveți în Cluj, nu câte proprietăți aveți, nu ce mașină aveți, nu ce casă aveți, nu ceea ce avem în dulapurile noastre de haine, ceea ce am strâns pentru cer. Pentru că va veni o vreme și în România, și în America, și în Europa. Când Dumnezeu în poporul lui va face o mare deosebire și toți cei ce aveau proptele omenești, toți cei ce se sprijineau pe lucruri omenești sau pe oameni sau pe relații sau pe alte lucruri de natură omenească, spunea Domnul că aceste proptele omenești vor fi sfărâmate. Domnul va îngădui să se sfărâme proptelele omenești, oricare ar fi ele, felul în care ne încredem noi în mod omenesc. Dar a zis Domnul, tot ce se vizuie pe mine, vor merge mai departe și vor avea biruință. Amin. Mulțumim, fratele Sorin, Dumnezeu să-L binecuvinteze. Rog tinerii să se pregătească să-L